Mulțumesc. Plăcere. Puteți măcar să vă uitați pe unde mergeți? Cât o fi ceasul? Două. Ce-o fi cu fata asta săraca? Deja e două. N-a dat niciun semn până acum. Și telefonul e închis. Așa ce să fac? Asta ne mai trebuie acum. Încă o gură de hrănit. În casa asta, că ale noastre nu ne ajung. Hai mă, Marcele, zău, termină cu veninul ăsta. Că și așa mă simt destul de prost că n-am ajuns la mormântare la fratii meu. Măcar atâta lucru putem face și noi pentru ea. Că numai pe noi ne are. Uite, să stea aici cu noi, e bine? Le-am trimis bani pentru mormântare. Că nu era să plătească la magazin și la biserică cu cărțile lui Tasu. Dați-i și mie un chil de pariză. Că vă dau union de Marin Preda. Rebreanu, incultule. Te-am testat. Aveam și o pagină îndoită unde Ionu alergă pe aia pe câmp ca să o întrebe de răscoală. Ce crezi? Cultura nu ține de foame, Mărie. Ce o să facă ea la București? Că la București se muncește, nu se dansează. Ce familie ai crescut și tu, nu știu, mai făcut asta și năvodul măsii de viață. Vezi, mă, vezi, tot timpul asta faci tu. Tu te iei de familia mea mereu. Nu mă mai iau că s-a luat soarta destul. Iartă-mă. Ce faci, mă, în halul ăsta, zbajul de pește, așa cu restul pe... Dă-te încolo, dă-te încolo că-l fac eu. Te-ai tâmpit? Te-ai damblagit, mă, înveți pe mine ce să fac și cum să fac cu peștele? Da, mă, nu, dă-l încoace că-l fac eu. Să știi că-l blestem. Vorbești prostii? Dacă am spus că-l blestem, îl blestem. Ce-i, bă, ce-ai, mă? Cine o pune mâna pe ăsta, în afară de mine, să aibă cea mai rea încurcătură de mațe din istoria României. Tu ai nebunit de tot, mă! Nu mă crezi, uite, ia de... Doamne! Ce se întâmplă aici? Ne scuzați, doamna Otilia, de ale căsniciei, mai cu scandal, mai cu dragoste. Da, aoleu, ce stai așa? Iertați-mă, mă, înzăpăcișul. L-ai înlemnit așa. Păi, unde-i fi tu? În Germania. L-a trimis domnul Vornicu în Germania la târgul de mașini. Dea și el o mână de ajutor pe acolo, că e priceput. Stați-mă, stați. Atunci să vii tu să scoți decapotabila lui Petru din garaj. Care e aspiratorul de gagici? Aoleu. Mă, dacă mai spui o mitocănie... Vă rog să mă iertați, dar mă referam la mașină. Nu taci. Nu vrei să taci. Altă mitocănie. Să te speli pe mâini întâi. Mai iese marinarul din când în când din mine. Mă scuzați, aveți un nu, sol. Că ai destul. M-ați umplut de peștele vostru. Și puțiți amândoi să te speli pe mâini. Și sper că n-aveți de gând să ne-l gătiți după ce l-a stăvălit în picioare pe jos. Doamne, fește, stați liniștită, doamna Otilia. Acum merg la frigider și scot altul imediat, doamnă. Stați cu minte că... Nu te duci nicăieri pe ăsta, mănâncă. Ce are? Că stă și el puțin pe jos. Uite, e viu, mișcă. Doamne, bună ziua, domnișoară! Singurica așa pe drum? Ce faci? Nu vrei să vorbești cu noi? E timidă, mă! E timidă acum, la început. Auzi, unde mergi? Te ducem noi? Poți să stai la mine în poală, dacă e. Plecați de aici imediat până nu chem poliția. Ia auzi, a prins glas! Și mai ieșiți una, să iau, oprește-mă mașina. Cu piatra aia în mână. O să scrap capul aia, o să fac. Las-o jos, hey! Nu te lovești. Ați auzit, o lăsați. Cine ești, mă? Stai, mă, stai. Vă rog să ne scuzați, domnul Petru. Ne jucam și noi pe aici. Stai că tu știi că ești pe aici. Mi pare rău. Hai, mă, să mergem. Hai. Hai, pleacă. Hai, bă, repede. Liniștește-te. Știu cine sunt. Ok? Mergem la poliție, depunem plângere și ok. Pleacă de aici imediat. Nu știu dacă ai observat, dar tocmai te-am salvat. Da, și crezi că nu știu trucurile astea? Faci pe rou și prietenii tăi mă așteaptă la șosea.
totuși că ești puțin paranoică. Paranoică? Paranoică. Tocmai am fost atacată de doi indivizi în mijlocul pustiului, după care apari tu ca la semnal cu mașina aia ta de bombardier și îmi zici să vin cu tine. Nu, mersi, nu v-ați găsit proasta. Dispari! Bine. Gata. Știi, eu vorbă cu facea de bine. Până la urmă, tu faci ce vrei. Eu am plecat. Merge, foarte periculos. Dumnezeule, de ce nu mai scap de tine odată? Ești foarte obraznică. Dar tot nu vreau să te am pe conștiință. Omule, înțelege că vreau să mă lași în pace. Nu vreau decât să ajung la casa Vornicu, unde mai fi și aia, și să uite toată ziua asta. La casa Vornicu? Da. Casa Vornicu e doar la 5 km în direcția aia. Și cu trollerul ăsta, sincer, nu știu dacă ajunge acolo. Mulțumesc de informație. Poți să-mi porci singură de grijă. Păi tot timpul ești așa înțepată? Nu tot timpul. Doar în zilele în care trebuie să merg până la capătul pământului ca să ajung la casa Vornicu și sunt agasată de tot felul de dubioși pe drum. Te rog, te implor, lasă-mă în pace! Ce faci? Lasă-mă în pace! Te bat! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Lasă-mă în pace! Lasă-mă jos imediat! Lasă-mă! Lasă-mă jos! Lasă-mă jos! Deschide ușa, lasă-mă să ies! Gata, gata! Lasă-mă să cobor! Liniștește-te! Lasă-mă să cobor, ești un plin nebun! Lasă-mă! Lasă-mă să cobor, te rog frumos! Eu te rog frumos! Oprește mașina, te rog frumos! Lasă-mă să cobor, ia mâna de pe mine! Pune-ți centura măcar! Mergi mai încet! Mergi mai încet! Doamna Otilia, mai doriți ceva? Nu, Maria, mulțumesc. Și ce ne pregătești pentru diseară? Păi mă tot lupt cu bărbatul meu pe un rasol de pește cu legume. Dar până diseară îi dăm noi de capăt. E caldă. Aoleu. Ce bun, abia aștept să mănânc. Eu nu înțeleg de ce nu putem comanda și noi o pizza, ca oamenii normali. Doamne ferește! Pentru că nu vrem să băgăm toate tâmpenile în noi de-aia. Vezi tu cum dai pizza aia jos peste 5 ani? Băi, da, așa e. Ce da. Să-ți spun dintr-o pizza? Da, dintr-o pizza, las-o. A venit domnul Petru! Am fi uitat ceva. Și e și cu cineva în mașină. Cu cine? Unde m-ai adus, nebunule? Hai să vezi, când ajung la mama dracului la casa Vornicu, o să sun la poliție și le zic tot. Și vezi că știu și numărul. Lia! Tanti Maria? Dana, vezi că a ajuns verișoara ta, ia-ți liber azi. Marcel? Da, tu. Bagajul fetei la vreo 5 km spre DN, du-te tu și el. 5 km, 2 pași imediat. Ce mai seamănă cu tasul? Bun venit! La mama dracului. Ați dat și năvodul maschii de viață. Vezi, tică, ce problemă aveți? Boss, m-a terminat mașina asta, pe cuvântul meu, domnule. N-are presiune pe turbină. I-am verificat tot traseul până la intercooler. Părerea mea este că are ceva, are placa de electronică făcută pe genunchi.
Electronica e făcută de Frank pe Dainu și e top. Sigur n-ai verificat ceva, nu știu. Actuatorul ăla l-ai schimbat, că ăla pică primul de obicei. M-am uitat, dar nu era nimic în regulă. Deci, pe bune, chiar nu mai știu ce să-i fac. Așa. Acum ce faci? Ce fac? Repar ce nu știi tu să repari. Nu știu, păi n-am, bă, ne dai rușine la toți. O să-mi sară femeile pe noi. Fii atent ce zic. Hai mă, gata, la o parte, dați-vă la o parte. A, Petrica, dă-ne rușine. Uite mă de ce pierdea putere. Pentru? Are o fisură pe evacuare. Ieși puțin. A? Te caută cineva. Cine? Mama. Nu știu. Da, Robi, am ceva de la Robi pentru tine. Păi, nu vrei mai bine să mergem în birou la mine sus? Și... aici se fac curse de mașini? Da. Da, suntem la început și... Da, merge mai bine decât mă așteptam. Apropo, nu era nevoie să vii până aici. Puteam să trimiți și un curier. Nu, e pentru Robi. Adică da. Era foarte important pentru Robi să-ți aduc desenul personal. Da, și eu oricum voiam să mă prim prin București și să mă interesez de admiterea la facultate. Și... Ce facultate? Litere. Litere? Da. Scriitoare? În devenire. Mă rog, o fostă balerină care se reorientează spre artă. Și voiam astăzi să merg să... Te plictisesc. Nu, doar că nu... oamenii din jurul meu sunt interesați de lucruri materiale. Și nu cunosc pe nimeni pasiunea de artă. Bine, în afară de Robi. Desenul? Ah, da, desenul. Are foarte mult talent. Da, chiar e talentat. Chiar am intrat în atenția NAF-ului, că apăream cu 4% bugetul anual doar fondul de carioci. Era o glumă. A! Da. Da. Asta e. Bun. Păi, mulțumesc pentru desen și o să o chem pe Dan atunci, da? Dar nu-i nevoie, că vorbesc cu ea mai târziu. A! Da, scuze. În ce mod subtil de a da pe cineva afară o să-l țin minte. Poftim? Nu, e ok, că până la urmă e și toată lumea în timpul programului. Nu, doar că mă gândeam că plecați împreună acasă. Dar n-am zis că merg acasă, nu? Marketing pe linia 1. Vreau să te ocupate. Da, le-am spus deja că o să... Nu știu, Monica, spune că sunt plecat în Argentina, mi-am deschis o vulcanizare și trebuie să nu mai fals. Ok. Hai. Petraci azi. Hai să mergem. Ce? Unde? Ți-am zis că nu merg acasă. Da, ai zis că n-ai văzut Bucureștiul, nu? Da. Atunci hai să-ți iar Bucureștiul meu. Ok. Dă-mi. Mult s-a schimbat orașul. Parcă ziceai că n-ai mai fost. Am fost. Dar eram foarte mic. De fapt, a fost ultimul loc în care am fost mai mic, ca o familie. Scurt timp după mama a murit. Cafea la ora asta? Iar nu mai dorm la noapte. De 3 ani nu dorm eu, Gabi. Auzi? Nu ți s-a părut și ție ciudat cum se uita nepoata Mariei la Petru?
Parcă era ceva acolo în priviri. Nu? Bine, până la urmă o și înțeleg, nu? Bărbat frumos, cu stare. Cred că s-a simțit un pic acenușerea asta când a intrat în palat. Petru nu are nicio treabă cu ea. Singura lui dragoste a fost și va rămâne Alice, fica mea iubită. Da, numai că Alice nu este aici în casă în ultima vreme, știi ce zic? Eu nu-mi fac griji și cred că n-ar trebui să-ți faci nici tu. Nimeni nu o poate înlocui pe Alice, cu atât mai puțin o țărâncuță de la Constanța. Auzi, mă, Otilia, știi ce mă întreb eu? De ce nu sunt poze cu Alice aici în casă? Petru a hotărât așa. Că e mai bine pentru Robi să nu sufere copilul mai tare. Eu dacă eram în locul tău, umpleam toți pereții cu poze cu ea. Odată pentru copil, ca să o vadă pe mama lui, prezentă tot timpul, și a doua oară așa, pentru orice pretendentă s-ar putea ieși. Ajunge, Gabi! Ajunge chiar! Un pic cu ăsta aia care îmi plăcea. Aha! Uite asta! De ce n-o pui mai la vedere? Uite-te și tu! Frumoasă! Inteligentă! Iubitoare! Măcar în poze! Stai aici, că aduc acum un plastru, revin imediat. Omule, nu mai mintr-o asta. Au câștigat! Te-am bătut! Câștigat! Cum am observat? Da. Cea cu premiul. L-ai găsit? Poftim? Dar ce ai făcut? Deci eu te sun și spun că nașta tocmai mi-a dat-o Ditai Palma la mine în casă și prima întrebare pe care tu mi-o pui este ce am făcut eu ei? Ba, cu ce cârpă de bărbat m-am măritat! Gabi, calmează-te! Te rog, o să vorbesc cu Otilia, nu e normal să te lovească. Da, sigur că da, păi tu vorbește, că o să te și asculte, bă, știi ceva? Știi ceva, eu m-am săturat. Am putea, te rog, să vorbim despre asta când ajung acasă? Da. Păi sigur, mai bine vorbește tu cu fratii tu și cu soacră sa și amintește-le că sunt nevasta ta, Pavel, da? Amintește-le că sunt nevasta ta! Telefonul, dă-mi-l, hai că de la mine l-ai. Alo, Pavel? Da, nu s-a întâmplat nimic. O mică neînțelegere între mine și soția ta. Dar nimic care să te supere sau să-ți faci griji. Hai, vezi de treabă acolo. Spor! Alo? Iubitul meu, cum v-a prins între cele două vrăjitoare? Da, Ana, de câte ori te-am rugat să nu mai tragi cu urechea când vorbesc la telefon? Da, aveți dreptate, domnule Vornicu. Se pare că amanta dumneavoastră era întrecu măsura. Nu, iartă-mă, n-am vrut să zic asta, doar că sunt stresat. Da. Ți-am permis multe, Gabi. Poate prea multe. Poate că trebuia să te dau afară de la început, de când te-a adus Pavel aici. Dar de acum înainte nu-ți mai permit să rostești numele fiicei mele. Ai înțeles? Foarte bine. Pentru că de astăzi înainte nici n-am să mai fiu aici. Și știi de ce? Pentru că am să plec. Pentru că eu nu sunt bătaia voastră de joc. Da? Pleacă, dragă! Doar nu-ți închipui că o să te opresc eu. Dar dacă pleci... Deci așa cum ai venit, păpușă, cu hăinuțele de pe tine. Toate cadourile astea scumpe rămân aici. Ai înțeles? Astea-s de la mine. Uite, și asta. Sunt ale mele. Astea sunt tot de la mine. Sunt ale tale? Hai, încearcă să pleci cu ele, să vedem ce se întâmplă. Credeam că ești fată deșteaptă, Gabi. Și că te-ai prins până acum. Nu vrei să te pui cu mine. Dă din cap că ai înțeles. Hai! Hai! Bravo! Și de acum înainte, poartă-te cum trebuie să se poarte o femeie adevărată. O nevastă.
pentru că altfel o să te fac să suferi îngrozitor. Și eu nu vreau asta. Chiar n-am timp de așa ceva. Ia uite, ce bine-ți vin. Păi nu-i păcat, hai că poți. Cum n-am venit să te ascult ție conversațiile cu nevastă ta? Mi-ai zis că ai ceva pentru mine. A, da, da. Pentru că luna trecută a fost aniversarea noastră și pentru că n-am apucat să-ți iau nimic, m-am gândit că cel mai bine ar fi să-ți iei tu ceva. Bani. Păi, ce ești tu, unchiul meu? Nu, deloc. Și cred că dacă o să te uiți aici, o să vezi că sunt mai mulți bani decât ți-ar fi dat unchii tu vreodată. Mai. Știu exact ce sunt eu de ei. Da? Ce? Niște cerții foarte frumoși. Diamante. Da, și o brățară foarte elegantă. Da, fix. Din aur. Fix, la asta mă gândeam și eu. Fix deci, așa bine. Cum am văzut la Gabi. Da. Ce? La Gabi? Dar nu are nicio legătură, mi-a plăcut modelul. Aș putea măcar să te rog să nu fie de la același magazin? Topită după lașitatea asta ta. Stai liniștit, n-o să cumpăr de la același magazin ca nevastă ta. Mulțumesc! Petru, eu te iubesc pe tine. Vreau să divorțăm. Ce ai zis? Vreau să divorțez, Alice. Ce nu înțelegi? Tu vrei să divorțăm. Gata. Nu, Petru, tu nu înțelegi. Tu nu înțelegi că dacă noi doi nu mai suntem împreună, mai bine murim amândoi. Și ce o să faci, mă? Ce o să faci, da? Nu o să faci nimic. Vornicu. Soția dumneavoastră a supraviețuit, dar este într-o comă profundă.
multiple fracturi, traumatism craniocerebral, momentan este conectată la aparate. Poate fi vorba de câteva luni, poate fi vorba de câțiva ani. Dar eu nu sunt cu minte ca să mă vadă mama. Dacă mama vede că nu sunt cu minte, atunci o să vină să-mi spună să fiu cu minte. Nimeni nu poate spune. Se poate trezi oricând sau niciodată. Tati? Puteți să-i trimite și lui mama un balon? Doar un balon vrei să-i trimite? Nu, mai multe. Se poate trezi oricând sau niciodată. Mi-ai reproșat de multe ori că nu știu să iubesc. Și te-am crezut. Uite că a apărut cineva în viața mea. Alice, îmi pare rău. Îmi pare rău pentru fiecare clipă în care n-am putut să te iubesc. Îmi doresc din suflet să-ți revii și să fii fericită. Așa cum noi doi n-am fi putut fi niciodată. Bună ziua. M-ar interesa procedura pentru a urgenta un divorț. Pentru cine întrebați? Pentru mine. Din câte știu, e o situație mai delicată. Adică aveți nevoie de acordul părților. Deci dumneavoastră și puternicitul legal al soției, din câte știu, este doamna Otilia Bădescu, nu? Da. Am înțeles. Mulțumesc. La revedere. A fost foarte frumos și astăzi, ca în fiecare seară. Da, și mă bucur că Robi s-a simțit bine. Stai. V-am să-ți mulțumesc că te porți așa frumos cu el. Și cu mine. Știu că sunt dificil. Nu înțeleg. Petru, nu înțeleg ce vrei de la mine. Ba ești cald și prietenos, ba țip la mine. Adică acum simt că mă protejezi și 5 minute mai târziu mă faci să mă simt prost în fața familiei tale. Nu știu, aș da orice să înțeleg ce în mintea ta și să văd lumea prin ochii tăi. Ochii mei. Ochii mei nu te văd decât pe tine. Asta mă sperie foarte tare. Pentru că nu... Eu în viață tot ce am făcut, am făcut tupeu și curaj. Și acum când vine vorba de tine, sunt... în frică, nu știu ce am. Ție? Petru, ți-e frică de mine? Nu mi-e de tine, mi-e de mine. Mie, cum, ce s-a întâmplat, ce sunt... Nu știu, mă simt pe un teren total necunoscut, nu... Ce s-a întâmplat? M-am îndrăgostit de tine, Lia. Eu am negat toată viața mea că aș putea să simt așa ceva, așa cum a... Da, asta ți-e frică? Petru, dar asta e cel mai frumos lucru care se putea întâmpla. Serios? Da. Da, pentru că și eu simt același lucru. Crezi că eu nu sunt pe teren complet necunoscut? Dar nu-ți mai fie frică, nu? Nu-ți mai face griji.
Nu mai fi speriat. Bine. Nu mai sunt speriat. Da, ești. Da, ești. Unde suntem? Aici e locul meu de suflet. Ops. Stai că nu pot să intru așa. Adică? Păi nu știu. Nu știu, Petru, o să fie acolo și fratele tău și... Da? Și sora ta. Așa. Și mama soției tale care a murit. Și Robi. Petru, nu vreau să mă urască Robi. Dacă ne-am plăbit. Trebuia să mai așteptăm, nu? Da, trebuia să mai așteptăm, hey, Petru. Hei, uite. S-a întâmplat ceva? Bună seara. Mă bucur că suntem toți aici. Vă prezint pe Lia, soția mea. Ai spus cumva soția? Da. Nu ți-ar fi rușine? Otilia, vorbim noi. Ce să vorbim, mă, băiatule? Ce să vorbim? Dacă ți imaginezi că o să fiu de acord cu așa ceva, nu ești în toate mințile, ți-ai pierdut mințile. Ești nebun. Zis că Otilia nu mă place. Dar nu înțeleg ce are cu mine. Nu e vina ta. Lasă-mă să cobor eu să vorbesc cu ei, da? Și apoi mă întorc pentru că vreau să spun ceva foarte important. Ce? Petru, nu mai înțeleg nimic. Tu nu ești deja căsătorit? Mă, te rog, măcar tu să fii de partea mea. Asta e. N-am vrut să fie așa, dar s-a întâmplat. Și totuși. Ești deja căsătorit. Nu. Am divorțat de Alice. Otilia a semnat. N-am avut încotro. Ce? N-ai avut de ales. M-ai mințit. M-ai făcut să semnez divorțul fiicei mele în calitate de împuternicit, fără să știu ce semnez. M-ai avut de ales. A? Să-ți fie rușine, bă, băiatule. Să-ți fie rușine. Ți-am fost mai mult decât o mamă și tu așa mulțumești? Așa? Cu ce ți-am greșit? Să o abandonez pe fiica mea în halul ăsta? Și ca să ce? Ca să te însori cu o nepoată unei servitoare pe care ai cunoscut-o ieri? Ce ești tu, Petru? Ce-am crescut? Și tu nu ești om, băiatule? Petru, tu vorbești serios? Tu chiar ai făcut asta? Da, așa e. Lia e soția mea.
Puteți să vă plângeți și să-mi spuneți ce vreți, dar iubesc pentru prima oară în viața mea. Și voi va trebui să acceptați asta.